Iată că sosește la Cluj cu această lansare de carte, oferind cititorilor un material deosebit de interesant asupra unui subiect pe care unii l-au considerat o ficțiune, alții un eveniment, dar ceea ce în realitate a fost Revoluția Română. Această carte, care se dorește a fi primă scuită de două volume dintr-o trilogie, intitulată Sânge și carne de om, în cartea întâia, se oprește asupra evenimentelor din decembrie 89 și se continuă cu Acvariul Groazei, cea de-a doua carte, oprindu-se asupra Revoluției de la Sibiu, așa cum ea a fost percepută de domnul Doru Viorelușu în calitate de magistrat al Cumpletului de Judecată, care efectiv a judecat la acel moment pe Nicu Ceaușescu. Vorbind despre domnul Doru Viorelușu, mi-e place să-mi amintesc de domnul judecător militar Doru Viorelușu, pentru că este o paralelă oarecare între cariera mea și cariera domniei sale. Amândoi procurori, apoi judecător militar. De aici lucrurile s-au despărțit, pentru că maestru, sigur, a condus destinele Ministerului de Interne și salut aici pe mulți dintre lucrătorii din Ministerul de Interne din cadrul Poliției Județului Cluj, care sunt prezenți la această lansare de carte. Domnia sa, în prezent în calitate de avocat, iată că și-a găsit câteva momente la steagnă pe hârtie aceste amintiri, ca să le spunem așa, din acea perioadă în care a judecat la Sibiu, dar nu numai. Domnul Viorelușu nu s-a oprit asupra unei prezentări a cauzei, așa cum s-a derulat și cum este atestată de probatoriul dosarului, a studiat un vast documentar referitor la aceste fapte săvârșite în decembrie 89 și siderat de cele constatate și realizând proporțiile a ceea ce s-a întâmplat și ceea ce nu ar fi trebuit poate să se întâmple, a șternut pe carte această cutremurătoare opinie personală despre decembrie 89, așa cum s-a petrecut la Sibiu și în câteva locuri din țară, începând cu Cugir și terminând probabil cu Timișoara și București. Dați-mi voie să primim pe malul Someșului un prieten al adevărului, să salutăm această nouă apariție printre lucrările care se referă la Revoluția din decembrie, ca un mare aport la aflarea adevărului. Presupun că acest adevăr poate îl vom afla, poate nu. Vedeți însăși autoritățile judiciare competente n-au stabilit cu puterea de lucru judecat care a fost adevărul și care a fost partea de vinovăție, mă refer la cea penală, a celor implicați în acele fapte. Să lăsăm deci pe autor să rostească ceea ce are de adresat clujenilor care l-au primit cu drag. Noi îi mulțumim pentru această implicare în plan literar. Eu recunosc că am citit această carte cu mare interes și abia aștept să o mai citesc și a doua oară. Vă rog să-mi permit.